Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Maxim Vlad. Părinte, Doamne ajută și bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit, Doamne! Dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 0241-515-266 cu tarif normal rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal rețeaua Telecom. Aveți contact pe pagina de Facebook Radio Dobrogea, ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet, radiodobrogea.ro. Dragi ascultători, astăzi ne-am gândit să vorbim despre suferință, despre boală, suferință și alte aspecte ale suferinței umane și să încercăm să observăm dacă vine în viața noastră ca pedeapsă sau ca încercări în relația noastră cu Dumnezeu. Plecând, Părinte, pe acest făgaș, cum percepe omul suferința? Pentru că îmi pare că totuși n-a fost creat pentru ea, sau poate chiar pentru să suferim a fost creați. Atât suferința cât și boala sunt percepute de fiecare om ca durere. Ori durerea este o stare interioară pe care o resimți, pe care omul resimte la mai multe nivele ale ființei sale, atât în plan fizic, cât și în plan sufletesc. Deci durerea e atât spirituală, cât și fizică, numai că ea nu se vede și nici nu e de natură materială. Ea doar se simte. Evident că există un fond sau un substrat material atunci când vorbim despre durerea fizică. E substratul biologic care, dereglat fiind, provoacă această durere. Însă, în plan spiritual, această durere se resimte într-un alt mod la nivelul ființei, la nivelul cel mai profund al naturii umane, că e prin conștiință, că e la nivelul inimii, că e ca stare generalizată de durere, această suferință, această durere devine o preocupare constantă a omului. Pentru că deja încă din primele zile ale vieții sale, durerea începe să devină parte integrantă a vieții de zi cu zi a omului. Și întotdeauna omul a încercat să rezolve problema durerii, a încercat să găsească tot felul de căi, de soluții, de metode, pentru ca durerea să fie înlăturată. Însă, singura sau calea cea mai potrivită pentru rezolvarea problemei durerii este restaurarea sau reabilitarea omului de către Dumnezeu. De fapt, originea durerii rezidă în păcatul omului, rezidă în neascultarea primilor oameni, neascultare față de voința lui Dumnezeu, prin neascultare prin care a intrat în lume moartea, a intrat în lume păcatul și prin păcat, evident, suferința, durerea, da, și moartea. Însă nu Dumnezeu este responsabil de durerea omului și nici cauzatorul acestei stări de sfâșiere, de degradare, de lipsă de plinătate a ființei, pentru că durerea poate fi percepută și din acest punct de vedere ca lipsă a deplinătății ființei, lipsă de ființă. Însă, evident că Dumnezeu atunci când a proiectat pe om, atunci când l-a gândit, atunci când a realizat acest proiect care se cheamă creerea omului, a înscris în om anumite parametri sau l-a creat după anumite coordonate pe care omul trebuia să le
respecte, de care omul trebuia să țină cont, iar acele direcții sau acele coordonate pe care noi le numim cumva și cu termenul filozofic de devenire, aceste potențialități ale omului trebuiau dezvoltate până la stadiul de asemănare cu Dumnezeu. Evident, prin colaborarea cu acesta. Însă omul, ieșind din ascultarea de Dumnezeu, nu și-a mai împlinit menirea, n-a mai ajuns la finalitatea proiectului divin și, evident, că a suferit un minus de ființare prin întreruperea legăturii cu Dumnezeu. De fapt, s-a întrerupt relația dintre prototip și copie. Dintre prototip și care e modelul, da? Și imaginile sale, icoanele sale, copiile care erau și sunt oamenii. Evident că din cauza acestei întreruperi au apărut tot felul de diformități în structura firii umane, diformități care au provocat omului durere. Adică durerea, și așa cum spune și medicina, durerea este semnalul pe care îl transmite un organ sau o celulă creierului, da? Prin care transmite această informație sau acest mesaj că ceva nu mai funcționează cum trebuie, că ceva s-a întâmplat în interiorul organismului și că deja organismul nu mai lucrează în parametrii normali, nu mai lucrează după legile care stau la baza tuturor relațiilor din interiorul membrelor corpului. Așa s-a întâmplat și cu omul în integralitatea lui. Durerea, suferința, este semnalul pe care omul îl primește din interiorul făpturii sale că el nu este într-o situație de normalitate, că el nu se află într-o relație corectă cu Dumnezeu, cu natura, cu ceilalți oameni și că din cauza așezării greșite, a relaționării greșite cu universul în care a fost creat și cu creatorul, el suferă, el nu este fericit, nu trăiește plenitudinea sau plinătatea ființei. De aceea durerea este acest semnal prin care omul ia cunoștință că nu se află într-o poziționare corectă în raport cu sine, cu creatorul său și cu făpturile create, cu ceilalți. Din obișnuință sau din prea multă obișnuință legăm starea asta de suferință, într-o formă sau alta, de boală. Acest concept al bolii cuprinde toate cauzele suferinței sau, practic, limităm și eventualul cauzelor suferinței este cu mult mai larg? Nu, boala, care poate fi percepută, cum am spus, pe diverse nivele, boala este stricăciunea și corupția firii. De fapt, noi când atunci când am spus că boala face parte deja integrantă din viața omului, e prietenul nostru care ne însoțește în fiecare zi și implicit durerea și suferința, am spus acest lucru pentru că noi, prin naștere, moștenim această fire coruptă, această fire stricată, această fire afectată de boală și de suferință pe care o primim de la protopărinții Adam și Eva prin predecesorii noștri ca ereditate. Deci noi primim o moștenire afectată, un bagaj psihofizic deja afectat. Și atunci, evident că avem nevoie de vindecare.
Suferim însă în mod variat, Părinte. Unii parcă suferă mai mult, alții mai puțin. Este suferința aceasta o măsură a neputințelor noastre, o măsură a resurselor noastre interioare? Nu întotdeauna trebuie să facem, să punem în relație suferința personală cu suferința, cu vina sau cu păcatul. Pentru că de multe ori suntem tentați să catalogăm bolile oamenilor sau suferințele lor în funcție de păcatele pe care le au. Și atunci riscăm să avem, da, să ne impropriem o judecată greșită, pentru că vedem că primul care este omul suferinței este însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care nu a cunoscut păcat, care nu a avut păcat și deci n-ar fi trebuit să sufere, dar el a suferit având ca în trupul său moștenită firea noastră supusă morții și stricăciunii. După aceea vedem că sunt atâția oameni drepți care suferă pe nedrept, ca să spun așa, sau suferă cu suferințe mai mari și cu suportă dureri mai mari decât cei care păcătuiesc sau care duc o viață fără Dumnezeu și fără niciun fel de reper moral. Și atunci vine în minte dialogul pe care Mântuitorul l-a purtat la un moment dat cu Sfinții Apostoli, el fiind întrebat cine a păcătuit, dacă a păcătuit cel vindecat, da? Sau părinții lui, de s-a aflat în această stare de boală. Și atunci Mântuitorul a spus, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Deci ci boala s-a manifestat ca urmare a faptului că a moștenit stricăciunea firii și predispoziția aceasta către îmbolnăvire de la înaintași. Fără ca neapărat acești înaintași să aibă vreo vină personală. De altfel, există un întreg scandal pe tema aceasta și o întreagă discuție în sânul bisericii. Sunt mulți credincioși, sau destui, care, deși au o viață asumată cu Dumnezeu, deși trăiesc ca membre vii ale bisericii, acești oameni, fiindcă suportă necazuri și suferințe, se scandalizează și uneori chiar dau înapoi sau întorc spatele bisericii pentru faptul că văd sau constată că cei care n-au treabă cu Dumnezeu o duc mult mai bine. Sunt mai sănătoși, mai fericiți, mai cu succes, mai da, cu succes și așa mai departe. Și am găsit întrebare, la această frământare a oamenilor, am găsit un răspuns pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl dă în 8 puncte pentru ca cei care suferă pe nedrept sau drepții care suferă să înțeleagă de ce Dumnezeu îngăduie ca aceștia să fie încercați prin aceste suferințe. Și spune așa. În primul rând, Dumnezeu îngăduie ca sfinții să fie loviți în atâtea feluri, ca să împiedice ca virtuțile sublime și faptele minunate ale sfinților să le inspire orgoliu. Deci ca să-i ferească de mândrie. De mândrie. În al doilea rând, de teamă ca ei să nu fie cinstiți mai mult decât se cuvine oamenilor să fie cinstiți și să nu fie priviți ca Dumnezei, iar nu ca simpli muritori. Și aici vedem că e veridic acest răspuns prin faptul că în momentul în care oamenii nu suportă niciun fel de suferințe sau de boli, se transformă în guru pentru alți oameni și devin un fel de Dumnezei ai acelor persoane, a acelui grup de persoane care începe să-i aduleze, da?
În al treilea rând, pentru ca puterea lui Dumnezeu să strălucească și mai mult, căci ea se arată mai ales în slăbiciune. Adică numai în momentul în care omul este încercat de suferință, constată intervenția și recunoaște intervenția lui Dumnezeu plină de putere în viața lui. Pentru că altfel n-ar ști că Dumnezeu chiar este viu și lucrează pentru om, ce ar pune tot succesul sau toată sănătatea pe seama propriilor daruri sau pe seama propriilor capacități. În al patrulea rând, pentru ca și răbdarea sfinților să apară cu mai multă strălucire și să se vadă că ei nu îi slujesc lui Dumnezeu din interes, ci că au față de el o dragoste curată, căci în mijlocul necazurilor ei sunt mereu la fel de devotați. În al cincilea rând, pentru a ne face să medităm la învierea morților, căci atunci când vedem un drept plin de numeroase virtuți, neieșind din viață decât după ce a suferit o infinitate de rele, fără să vrem ne gândim la judecata viitoare, care care va manifesta față de el dreptatea lui Dumnezeu. În al șaselea rând, pentru că cei care suferă împotrivirile să fie ușurați și mângâiați, văzând că și cei mai sfinți au suferit la fel, ba chiar și mai mult. În al șaptelea rând, pentru ca sublimitatea faptelor lor să nu vă facă să credeți că ea a fost de o natură diferită de a voastră și că vă este cu neputință să îi imitați. În sfârșit, în al optulea rând, pentru a vă învăța în ce constă cu adevărat fericirea și nenorocirea. Adevărata fericire fiind aceea de a fi unit cu Dumnezeu printr-o viață virtuoasă și singura adevărată nenorocire fiind aceea de a fi despărțit de El. Acestea sunt cele 8 răspunsuri ale Sfântului Ioan Gură de Aur, iar eu aș mai adăuga unul, nu că sunt mai presus de Sfântul Ioan Gură de Aur, ci pentru că am înțeles la un moment dat despre ce e vorba și consider că numai prin prezența durerii și a suferinței omul poate să realizeze într-o anumită măsură cât de gravă a fost căderea omului și cât de mult l-a afectat pe om ieșirea din relație cu Dumnezeu. Ce dezastru a putut să provoace acest divorț pe care omul l-a dat de Dumnezeu. Adică aici trebuie să avem perspectiva ontologică, existențială, să vedem efectele la nivelul întregii firi ale acestei rupturi de relație dintre Dumnezeu și om. Și numai atunci putem să vedem grozăvia consecințelor unei asemenea rupturi, consecință care a fost suportată în numele tuturor, la nivel maximal, ca să spun așa, pe toate palierele existenței umane, de către Mântuitorul Iisus Hristos. El redând omului vindecarea adevărată. Și de aceea vorbim despre răscumpărare și restaurare. În Iisus Hristos omul este restaurat total. Da. Dragi ascultători, o scurtă pauză și revenim. Continuăm, dragi ascultători, dialogul nostru cu Părintele Maxim Vlad și cu dumneavoastră. Nu uitați mă de telefon 0241 515266 cu tarif normal rețeaua interesat și mod de SMS 0768 123456 cu tarif normal rețeaua Telecom. Aveți contact pe pagina de Facebook Radio Dobrogea. Ne puteți urmări și video pe pagina de internet radiodobrogea.ro. Vorbeam despre suferință, dacă este o încercare sau este o mustrare, o pedeapsă venită la Dumnezeu. Încet, încet, Părintele, cu foarte mult tact, ne-a explicat care este rostul suferinței. Este greu să vorbești despre suferință, pentru că aproape că face parte din viața noastră de toate zilele. De multe putem scăpa de ea, mai puțin sau deloc. Și este o întâlnire, o împletire a vieții noastre deloc plăcută. Nu este ușor să evaluezi suferințele și să le gestionezi, să trăiești cu ele. Aceste suferințe care ne tulbură, ne sâcâie, ne obosesc, ne înfricoșează, uneori, Părinte, cauza, izvorul lor,
sau vin numai de la Dumnezeu sau vin și de la cel rău? Cum putem face distinție între o latură și alta? Niciodată suferința nu vine de la Dumnezeu. Atunci e ușor de făcut distinție, nu? Așa, dar el o îngăduie. Și vedem asta din cartea Iov. Da. Când Iov a cerut de la, diavolul a cerut de la Dumnezeu drepturi asupra averilor și bunurilor lui Iov, a cerut după aia drepturi și asupra trupului său să-l lovească, tocmai pentru a demonstra lui Dumnezeu că Iov se va lepăda de el și că ține relația cu Dumnezeu doar pentru că a avut parte numai de cele bune de la Dumnezeu, doar pentru darurile pe care le-a primit. Și Dumnezeu îi spune diavolului că îi dă voie să se atingă și de trupul lui Iov, numai de sufletul său n-a avut voie să se atingă. Și atunci, iată, Iov este lovit cu boală, ajunge într-o stare deplorabilă, cu o sănătate mai mult decât precară, pentru o perioadă de timp, și asta ne arată că Dumnezeu îngăduie uneori diavolului să acționeze în acest mod și să provoace suferință omului. Asta nu înseamnă că la baza sau la originea tuturor suferințelor umane stă neapărat o acțiune demonică. Nu întotdeauna bolile sunt de sorginte demonică și suferințele coroborate cu acestea, ci uneori suferințele pot fi doar datorate naturii umane, unei defecțiuni, iată, genetice, unei moșteniri ereditare deficitare. Se întâlnesc doi oameni, un bărbat și o femeie, care vin cu un bagaj genetic afectat și dau naștere unui copil cu deficiențe, da? Asta pentru că s-au încrucișat două gene recesive, da? Puteau să nu iasă. Această situație nu poate fi pusă în cârca lui Dumnezeu sau pe seama acțiunii demonilor, ci se datorează și alegerilor pe care noi le facem la un moment dat. De aceea, părinții bisericii nu au afirmat niciodată tranșant niciun adevăr legat de originea bolii și nici n-au spus clar și n-au putut să afirme cu exactitate că boala este originată de un agent sau de un alt agent. Pentru că poate fi și o situație mai complexă, boala să fie acțiunea a doi agenți, să fie și un efect al naturii umane, o manifestare a naturii umane, dar și o lucrare a demonilor. Și vedem asta în Sfânta Scriptură, chiar în cazul tânărului mut și surd, care era aruncat când în apă, când în foc, la care a făcut referire lectura Evangheliei de ieri. Deci, și evident că acolo este vorba și de o acțiune demonică. Deci, există mai multe tipologii, mai multe tipuri de boli. Unele sunt inspirate de acțiunea demonilor, altele sunt determinate de natura umană afectată, altele sunt îngăduite de Dumnezeu ca formă de ispășire, da, pentru păcatele personale și pentru păcatele unui întreg neam sau pentru păcatele unei întregi comunități, cum am întâlnit astfel de cazuri sau cum se întâlnesc astfel de cazuri, de exemplu, în viața unor părinți și maici din Rusia, despre care am citit, și întrebată fiind maica Domnului care s-a arătat cuvioasei Macaria, da?
de ce a îngăduit, de ce nu o vindecă și pe ea de slăbănogire, de paralizia membrelor. Așa, Maica Domnului a spus că trebuie să rabde această stare de neputință pentru binele unei întregii comunități umane, pentru binele și ușurarea păcatelor umanității. De altfel, avem temei scripturistic pentru acest lucru, când Sfânta Scriptură ne spune că prin suferința unuia, da, e vorba de Mântuitorul, s-au mântuit cei mulți. Deci, da. Iată că boala are și caracter recuperator, izbăvitor, curățitor, are și această dimensiune mântuitoare. Nu, suferința poate fi mântuitoare sau poate fi demoralizatoare pentru om. Depinde cum se raportează la ea și depinde foarte mult de cât de mult omul leagă suferința de persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Dedică acea suferință lui Dumnezeu. O consacră lui, dându-i astfel sens mântuitor. Important rămâne că Dumnezeu nu este cauza suferințelor noastre, deși noi suntem îndemnați să fie slăbiciunii să ne raportăm mereu la El în momentele noastre dificile și că numai cel rău este cauza suferințelor noastre, eventual folosindu-se slăbiciunile firii noastre, slăbiciuni care își fac loc, fac făgași în virtutea neascultării noastre. Deci totul începe să se lege la un moment dat. Părinte, este vreo cale prin care putem să potențăm imunitatea noastră aceasta spirituală, să o dezvoltăm, să o recuperăm, să o recreiem, să o resetăm, să o facem ca la început, mai viguroasă? Împlinirea poruncilor este calea. Cel care împlinește poruncile își reactivează scutul și imunitatea spirituală. Sfântul Simeon Nou Teolog dă acest exemplu că omul care este ca o cetate, ale cărei porți, cum spune Scriptura, sunt strâns unite și în momentul în care încalcă și o singură poruncă a lui Dumnezeu, din interior omul își provoacă o fisură, provoacă o spărtură în acel zid, în acea imunitate și prin acea spărtură sau breșă, demonii pot intra foarte ușor în viața omului și pot lua cetatea în stăpânire. Și evident că după ce o iau în stăpânire, o și vandalizează. Așa se întâmplă și cu noi. Atunci când încărcăm poruncile, harul Duhului Sfânt se retrage, pentru că noi facem un anumit tip de alegeri care nu este conform, care nu sunt conforme cu voia lui Dumnezeu și atunci suntem lăsați la discreția sau la dispoziția duhurilor necurate, care evident ne violentează și ne vandalizează pe interior și implicit această stare de dezordine interioară care se produce și pe care o potențează și lucrarea demonilor, poate să aibă consecințe și asupra sănătății noastre fizice. Dar nu întotdeauna sănătatea fizică este legată ca și cauză de sănătatea sufletească și viceversa. Nu trebuie întotdeauna să găsim relații de cauzalitate între cele două aspecte, sănătatea fizică și sănătatea sufletească. Și atunci, calea împlinirii poruncilor este calea refacerii imunității spirituale. După care, această imunitate spirituală dobândește putere și tărie prin unirea noastră frecventă cu Dumnezeu în tainele bisericii. Prin toate tainele și mai ales prin Sfânta Împărtășanie. Spovedania și Împărtășania sunt esențiale pentru
ca imunitatea noastră să nu poată fi ușor afectată de duhurile necurate. Părinte, mai este un aspect interesant în acest parcurs. Cei răi, pe care nu eu așa, datorită acțiunii și faptelor și mărturisilor lor, nu prea fac caz de suferință. Par așa mai puternici, mai ca stânca. Și de multe ori ne impresionează și nu cred că n-ați auzit printre oameni: părinte, de ce cu tare care faci? Uite, e sănătos, îi merge bine, n-are nicio problemă. Iar eu care caut să mă apropii, toate nenorocile sunt în capul meu. Așa vede el. Au ăștia o strategie specific, așa, o rezervă strategică, ceva, au un secret special, o genă în plus față de noi? Există un mecanism, și anume, cei răi beneficiază de o putere suplimentară pe care o trag din cauza exercitării răutății. Se hrănesc cu răutate și evident că beneficiază pentru o perioadă de timp de protecția duhurilor răutății, care nu se ating de ei, pentru că au interesul să fie folosiți ca agenți. Sunt slujitorii lor. Evident, sunt folosiți ca agenți. Și asta, apropo de acest lucru, văd că, cum se întâmplă minuni la bisericile neoprotestante, pe la secte. Cum ortodoxi care trăiau departe de Dumnezeu și păcătuiau în exces, cum ajung să se convertească la o anumită biserică, sectă sau biserică, cum nu mai au nicio fel de problemă cu patimile de mai înainte, nu mai beau alcool, nu mai fumează, nu mai desfrânează, ci deodată, într-un timp foarte scurt, reușesc să devină foarte morali. Și nu pot să-mi explic acest lucru decât prin faptul că duhurile necurate îi lasă în pace. Ce este un interes aici? Pentru că au interesul să îi coboare în întuneric. Pentru că erezia, da, este mai gravă decât păcatele acestea pe care noi le socotim imorale. Erezia înseamnă separarea definitivă de Dumnezeu. Ori duhurile necurate n-au interesul să-l trezească pe om la realitate și să-l atace. Dimpotrivă, îi oferă protecție. Așa se întâmplă și cu oamenii aceștia foarte sănătoși care lucrează răul. Se bucură fără ca să o ceară neapărat sau fără să conștientizeze neapărat, se bucură de protecția duhurilor necurate până la o vreme. Pentru că de multe ori acești oameni cu o sănătate foarte bună merg o perioadă și apoi se întâmplă ca să pice odată pentru totdeauna. Și vedem cazuri, că ori își pun capăt zilelor, ori se îmbolnăvesc rapid și mor într-un timp foarte scurt, fără să fie pregătiți, fără să înțeleagă prea multe cu privire la existența lor terestră și veșnică. Și însă cei care sunt bolnavi și care sunt afectați mai des de boală au privilegiu de a se îngriji permanent și de multe ori aceștia trăiesc mult mai mult și o duc mult mai mult în timp pentru că au grijă să fie atenți la ei, să devină cumpătați, să devină măsurați, și boala este ca o frână pe care Dumnezeu o așează, o îngăduie ca să existe, ca viața lor să nu fie periclitată și să poată să trăiască mai departe. De aceea nu trebuie să invidiem pe cei răi care sunt sănătoși, ci trebuie să vedem dincolo de aparențe. Da, așa cum spunea Sfânta Scriptură, din sfârșitul lor vom vedea cui au slujit până la urmă. Într-adevăr, așa cum spunea Părinte, Dumnezeu nu pedepsește, iar suferința din viața noastră este doar încercare și măsură a neputințelor noastre, este urmarea gestiunii libertății noastre într-un mod sau altul fără Dumnezeu, din care avem de învățat. Dumnezeu ne îndeamnă din toate sau câte ceva de învățat. Mulțumim, dragi ascultători, că ne-ați ascultat, mulțumim Părintelui că a fost alături de noi și, dragi ascultători, vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră. Doamne ajută!